Deci ați venit prin anii 90, așa e la... la... Nu, 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 94. 94. 94. Da. Am înțeles. Dar a fost decizia dumneavoastră sau... M-am însurat cu femeia cu 2 ani în Germania. Uh-huh. Ați fost plecat în Germania o da, vreme? Da, m-am însurat acolo și după aia am venit aici. Dar ce ați făcut în Germania? Eu? La am fost... Aviați afaceri sau... Am fugit, domne, de țară, uh-huh. Să mă destrăbără. Am înțeles. Și am înțeles că după aceea, în anul 2000, ați fost în Spania, ce am văzut prin ziarele astea mai vechi. Aoleu, da, bă. Vreți să vorbim despre ce s-a întâmplat acolo sau... Da, era un om în casă, dar am mai spus povestea. Ați mai spus-o, poate da, știu. De cei care nu poate știu, nu știu, da. Deși știu că a mai lăsat un om ciung, doar pentru că a pus un film porno. La o curvă cu care eram eu în casă, dar pentru că lipsa de respect și a permis să pună. Față de ea. La o curvă cu care eram eu în casă, vă dați seama de lucrurile ce s-au întâmplat cu astea care îmi poartă numele ce se întâmplă cu ei și familiile lor. Uh-huh. Sergius, v-am pupat, la revedere, mort ușor. Bun, și după aceea, când ați venit înapoi în România? Eu nu rețin anii, nu. Prin, dar recent, așa, după 2000, oricum. Eu merg direct la moarte, la moarte și la viață. 2014-2015.